Pe 9 mai 1877, Mihail Cogălnicianu, marele om de stat român, proclama în Parlamentul țării independența României. Era un deziderat de secol al acestui popor, care urma să se înfăptuiască printr-o mare jertfă, și anume războiul ruso-turc la care a participat și care s-a încheiat în anul 1878. În urma păcii, România a devenit stat independent de Imperiul Otoman. Evenimentul a fost marcat astăzi prin intermediul unui simpozion la Muzeul Județean Botoșani. Evenimentul a reunit militari, elevi, dar și istorici botoșeneni care au vorbit despre acest lucru. Se împlinesc un număr de ani rotunzi, ca să zic așa, 140 de ani, de când ministrul afacerilor străine al României, Mihail Cogălnicianu, proclama în Parlament: suntem independenți, suntem o națiune de sine stătătoare. Totodată, istoricii au scos în evidență statutul României înainte de acest moment important de la 9 mai 1877 și statutul țării de vasal al Imperiului Otoman, căruia îi plătea inclusiv tribut. Exista o subordonare impusă prin tratatele de pace de la mijlocul secolului XIX și această impunere obliga ca România să plătească anual un tribut sultanului otoman în valoare de 900 și ceva de mii lei la cursul respectivei perioade. Bineînțeles, independența a fost plătită scump, cu sânge, de către poporul român. Oștenii au fost trimiși în luptă de domnitorul la acea vreme, Carol I, alături de trupele rusești pe frontul din Bulgaria. Acolo, cu forța armelor, românii și-au consfințit independența. Specialiștii spun că, de fapt, acest moment a dus la o dezvoltare fără precedent a țării. Simpozionul a fost completat și de evoluția unui militar pasionat de muzică, Claudiu Păvăleanu, care a încântat audiența cu o melodie patriotică. Și dacă a să spunem mai multe decât ieri, de ce am fost și suntem și fi vom pe planetă,